găgăuze sau găgăuz dilei aparține subgrupului oguz al limbilor turcice. Pe glob locuiesc aproximativ 180.000 de vorbitori ai limbii găgăuze, cei mai mulți dintre ei fiind în autonomia găgăuză. Însă și noțiunea de găgăuz, dar și denumirea limbii, nu erau cunoscute până la sfârșitul secolului XIX. Procesul a fost pornit de către savantul și cercetătorul rus Valentin Moșcov. În anii 1890, el a organizat mai multe expediții, a adunat materiale și a scris publicații. Который был тогда турецким, он тогда еще на Балканах, не здесь, уже имел, шел процесс развлечения. Еще один важный момент, османско-турецкий язык был, по-моему, до 90% наполнен арабскими и персидскими заимствованиями. То есть, собственно, тюркских слов около 10% было в те времена. А в гагаузском, наоборот, там 15-20% арабско-персидских заимствований. Все остальные другого характера, и тюркского, и романского заимствований, и много-много славянских заимствований. În secolul XIX, găgăuzii și-au început studiile. Inițial, ei au frecventat școlile de pe lângă biserici, ulterior, cele de stat. La începutul secolului 20 începe creația literară a găgăuzilor, iar primii pași i-a făcut Mihail Ceachir, un preot și un cleric important care a deschis școli, a făcut traduceri și a adunat istoria găgăuzilor într-un volum. Anume, datorită lui au fost publicate primele cărți și a fost fondat primul ziar în limba găgăuză. Limba scrisă găgăuză a fost adoptată pentru prima dată în anul 1957 cu grafia chirilică. La începutul anilor 90 ai secolului trecut, limba găgăuză a fost transferată la alfabetul latin, deoarece intelectualitatea și profesorii au considerat că alfabetul latin reflectă mai bine specificul limbii găgăuze. În anul 2018, Adunarea Populară a UTA Găgăuze a adoptat legea cu privire la extinderea domeniului de aplicare a limbii găgăuze. Printre prevederile documentului se numără susținerea școlilor pentru popularizarea limbii găgăuze și activități educaționale. В этом законе тоже предусмотрен конкретный ряд мер, которые должны были бы быть внедрены. Часть из них внедрена и работает. В частности, два предмета ведутся на гагаузском языке в начальной школе. В законе есть требование, что народное собрание, все депутаты должны знать гагаузский язык, все члены исполкома должны владеть гагаузским языком. În anul 2010, Organizația Națiunilor Unite a declarat limba găgăuză ca fiind o limbă pe cale de dispariție. Есть надежда на то, что все же найдутся силы у гагаузов воспрянуть. Самые важные ценности, которые есть у народа, язык, cultura. În școlile din UTA Găgăuzia sunt peste 12.000 de elevi care învață limba găgăuză, iar cursuri de limbă găgăuză pentru publicul larg sunt organizate de Centrul Științific și de Cercetare al Găgăuziei Maria Marunevici.